Paul Palașe, pe o emisiune televizată, a făcut apel și la ajutorul Domnului să încălzească puțin vremea ca să ieșim din situație. Nu, Domnului, dar Bunului Dumnezeu, chiar așa s-a explicat. Bunul Dumnezeu a avut grijă de noi și trebuie să încălzească. A trece strada pe la trecerile de pietoni este o mare aventură dacă nu ești atent. Apa la nor, pe trecerea de pietoni, ajunge până la greze. Asta din cauza că s-au greze pe zi, dar zăpada a rămas pe loc. N-a fost ridicată. Mai am vreau să întreb pe domnul director care este aici, domnul director de la SGU. Pe trotuarul de pe Emil Zola, vis-a-vis de curtea de apel, se parchează mașini. Dumnealui, din bună intenție, a plasat niște stâmpișori. Dar pe la trecerea de pietonii continuă să parcheze. Pe data de 21, chiar o mașină, am numărul, nu îi dau, o doamnă m-a lovit cu oglinda retrovizor pe trotuar. Tot ea a fost foarte indignată, ca și cum ce căutau acolo. Nu înțeleg de ce nu se iau măsuri. Iar acum venim spre ședință, la fel, mașinile stau parcate pe trotuar.